Bună dimineața, stimați colegi, mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de azi se intitulează Scăderea ratei șomajului reconfirmă măsurile de sprijin propuse de PSD. Datele publicate marți 3 mai de către Oficiul European pentru Statistică arată că România a înregistrat o rată a șomajului de 5,7% în luna martie. Această valoare plasează țara noastră pe lista statelor membre ale Uniunii Europene care au o rată mică a șomajului și reconfirmă faptul că măsurile luate de coaliție cu scopul contracarării creșterilor de prețuri au avut efect pozitiv în economie și nu au dus la desființarea sau pierderea locurilor de muncă. De fapt, este pentru prima dată când inflația nu aduce șomaj în România. Mai mult, în ciuda crizelor pe care le parcurge regiunea noastră, investițiile străine au înregistrat creșteri de 1 miliard de euro în primele 2 luni ale acestui an, raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Aceste statistici întăresc încrederea românilor în măsurile de sprijin stabilite de coaliția de guvernare. Toate propunerile înaintate de miniștrii Partidului Social Democrat au fost gândite drept ajutor real pentru cetățeni, după consultări cu reprezentanții mediului privat și ai societății civile. Este important ca aceste măsuri să ajungă să fie implementate, cu atât mai mult cu cât ele nu afectează alocările bugetare pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei, ci sunt prevăzute ca fiind eligibile pentru finanțare prin fondurile europene. Partidul Social Democrat rămâne concentrat pe combaterea creșterii prețurilor, pe majorarea capacității de producție și procesare în industria alimentară și pe susținerea fermierilor și a produselor autohtone. Trebuie să continuăm să oferim sprijin firmelor românești și să protejăm locurile de muncă. Trebuie să protejăm pensionarii și familiile cu venituri mici, să motivăm și încurajăm performanța școlară, să sprijinim mediul privat și să sprijinim agricultura. În situații de criză avem 2 opțiuni, să ne lăsăm copleșiți de povara provocărilor sau să ne folosim de aceasta pentru a depăși limitările de până acum. Noi credem că putem să transformăm aceste crize, aparent obstacole, în oportunități de dezvoltare și reconfirmare a rolului strategic al României la nivel regional. Vă mulțumesc. Viorica Sandu, deputat de Galați.